S-a înviat, bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină. Suntem în prima duminică sau a doua duminică, cum se spune, după învierea Mântuitorului Hristos, duminica lui Toma. Suntem într-o duminică cu o semnificație deosebită pentru raționaliștii veacului și nu numai, pentru că ar trebui să înțelegem prin mesajul lui Toma, numit de unul dintre comentatorii Sfintei Scripturi, gestul său, buna necredință a lui Toma. Dacă ar fi să ne oprim doar asupra lui Toma, probabil că am epuiza curând subiectul, dar înainte de a ajunge la Toma, aș dori totuși să facem o scurtă retrospectivă asupra săptămânii ce s-a încheiat și asupra momentului deosebit al învierii Mântuitorului Hristos, pentru că, așa cum sunt convins, o parte cel puțin dintre noastre ați constatat că de înviere n-am avut o emisiune, ci am dat, de fapt, un pelerinaj în Țara Sfântă, cu gândul că măcar câteva dintre locurile despre care se face amintire în săptămâna patimilor și poate și în săptămâna luminată pot fi văzute direct din reportajele sau din ceea ce noi am filmat atunci când am fost în Țara Sfântă. În această seară l-avem alături de noi pe Părintele Director Ionuț. Domnul Părinte Director, bună seara! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Aș bucura să putem face întâi o scurtă prezentare a evenimentelor pe care noi le-am lăsat de la Duminica Florilor. Am uitat să mai venim la studio. Au fost și probleme și de atunci încoace, măcar să facem o mică introducere, prezentare și să ajungem la Duminica lui Toma. Da. A fost aceste două săptămâni pe care le-am petrecut, începând de la Duminica Florilor, și putem să spunem că înainte de Duminica Florilor, începând cu acea procesiune frumoasă pe care, care s-a făcut la noi în orașul Focșani, de flori. Aceste două săptămâni pot să spun că au fost superbe. Cea dinainte, duminica, săptămâna patimilor, unde noi, biserica, am stat în această grijă a lui Dumnezeu de a ne pregăti cât mai bine pentru marele praznic al învierii. Când Mântuitorul Iisus Hristos a mers de la Ierusalim spre patima sa și suportând absolut tot, scuipări, bătăi, cuie, cruce, moarte pentru noi, iată, toate acestea s-au finalizat în ziua de înviere, în acea noapte frumoasă, când Dumnezeu a îngăduit ca prin această minune deosebită noi să primim mântuirea. De multe ori stau și parcurg cântările din noaptea din viere și parcă nu aș mai avea cuvinte să mai spun. Învierea, această minune a învierii este cu a nevoie de spus de cuvinte omenești. Nu putem să ne exprimăm și să explicăm cum s-a produs. Nu putem să spunem mai mult decât ceea ce, ce se întâmplă în sufletul nostru. O înviere permanentă, o lumină. Când ascultăm frumoasele cântări din noaptea de Paști, înainte de a ieși afară, este acel canon al Sâmbetei Mari, unde ne aduce aminte de toate săptămânile postului mare și ne parcă este o introducere în frumoasa activitate din acea noapte, când se iese cu lumina și când preotul spune cu glas mare: veniți de primiți lumină, veniți de luați lumină.
Și putem să adăugăm, veniți de luați lumină, lumină din lumină, lumina lui Hristos luminează tuturor. Acest lucru este de neexplicat. Cum această lumină pe care noi o primim din lumânarea preotului este lumina, atât lumina fizică, cât materială, cât este și lumina spirituală, care noi o ținem aprinsă în toate zilele Paștelui și această lumină se revarsă după o îndelungă pregătire în cele 7 săptămâni de post, de rugăciune, de pocăință, se revarsă în sufletul nostru și parcă ne vine și nouă când ne ducem la casele noastre și ne întâlnim unii cu alții să spunem bucurați-vă, așa cum și Mântuitorul i-a întâmpinat pe cei care s-au dus la mormânt. Apoi a urmat cele două zile de Paște, niște zile iarăși frumoase. Apoi, pe 11 aprilie, biserica l-a prăznuit pe Sfântul Calinic de la Cernica. Joi, pe 12 aprilie, a fost Sfântul Sava Gotul, Sfântul Sava de la Buzău, cel martirizat în apele Buzăului. Acel cântăreț care a mărturisit pe Hristos până în ultimul moment și a primit martirajul fiind înecat în apa Buzăului. Vineri, izvorul tămăduirii, acea minune care s-a săvârșit cu puterea născătoarei de Dumnezeu. Și iată, se încheie aceste zile ale Paștelui cu această duminică a lui Toma. De multe ori se spune Toma necredinciosul. Nu putem să spunem Toma necredinciosul, ci Toma credinciosul, căci nici el, ca și noi, cum am spus mai înainte, nu a putut să explice această minune, acest mister al învierii din morți. El nu a știut să explice, n-a putut mintea omenească. N-a putut mintea omenească să înțeleagă această minune a învierii lui Hristos. Ce înseamnă înviere? Cum a putut să învieze din morți Iisus? Dar despre această duminică putem să spunem că Toma a pus, îl putem pune în locul nostru. Că și noi de fiecare dată ne punem întrebare și dacă Toma atunci, care îl cunoștea pe Hristos și l-a văzut pe Hristos și a fost în preajma lui Hristos și a pus întrebări, iată că și în zilele noastre, după 2000 de ani, sunt atâtea întrebări de pus și când citim pericopa evanghelică de astăzi, ne aducem aminte, dar punem în același timp și o temelie la necredința noastră, la îndoielile noastre. Căci când citim, iată, Toma după ce l-a văzut pe Iisus Hristos, nu i-a mai trebuit altceva, deci și spontan a fost mărturisirea Domnul meu și Dumnezeul meu. Acest lucru ne dă putere și încredere că ceea ce s-a întâmplat în acea grădină unde a fost înmormântat Iisus Hristos este adevăr, este realitate și nu avem cum să ne zdruncine nouă credința, ci ori de câte ori avem îndoieli, să mergem, să cercetăm, dar să cercetăm cu bună credință și să nu fim cu rea credință atunci când venim și punem întrebări de acestea încuietoare. Dacă vrem și nu suntem dumeriți,
să venim cu bună credință, cu dăruire și sunt convins că cercetând cu atenție vom putea găsi adevărul. Da, este într-adevăr greu pentru mintea omenească să pătrundă taina morții și învierii Mântuitorului Hristos și de aceea, de altfel, Mântuitorul Hristos ar fi putut, după patimă, îngropare și înviere, ar fi putut să se înalțe la cer, dar a zăbovit încă 40 de zile pe pământ, tocmai ca să poată să convingă mintea umană că învierea a fost un fapt real și nici de cum o închipuire și mai ales ca peste veacuri, cei care vor fi cumva mai îndoielnici, cum a fost unul dintre apostolii săi, Toma, să poată prin Toma, de fapt, să-și spulbere îndoiala și să creadă în realitatea învierii sale. Ceea ce ar trebui să, știu eu, să precizăm este faptul că Mântuitorul Hristos ne s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 demoni. Oamenii, în general, când vorbim despre Maria Magdalena, au cel puțin astăzi păreri și informații multiple și diferite și nu trebuie să uităm că există cineva în apus care tot scrie și s-a ajuns până acolo încât, la un moment dat, chiar să se spună că biserica a confiscat adevărul și că adevărul ar trebui să îl descoperim în persoana Mariei Magdalena, căreia Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, i-ar fi dat, de fapt, puterea să continue activitatea lui în istorie. Nu-i nimic altceva decât ce înseamnă uneori să ai frustrări în istorie, în viață, și aceasta este urmarea mișcărilor feministe la începutul secolului 20 și încercarea de a muta accentul de pe slujirea bărbaților în biserică, pe slujirea femeilor, dar este oarecum și încercarea neoprotestantă de a înlocui, în urma lipsei de vocație a continuării misiunii Mântuitorului Hristos în istorie, de a înlocui slujirea pastorului, preotului din creștinismul tradițional până la 1517-21, când s-a declanșat reforma, să înlocuiască misiunea pastorului cu misiunea, vocația femeii, nemai existând o vocație a bărbaților în apus în slujirea lui Dumnezeu, s-a glisat ușor spre slujba și invitarea la misiune a femeii și uitați așa, au ajuns pastori femei, apoi s-au încercat să se hirotonească uitându-se că la începutul creștinismului femeia nu era exclusă și neslujirea sacerdotală nu înseamnă excluderea femeii de la misiunea creștină, ci dimpotrivă, este o limitare, nu discriminatorie, ci dimpotrivă. Este o cinstire extraordinară dacă noi ne gândim că nu departe de vinerea din Săptămâna Luminată este izvorul tămăduirii și în Săptămâna Luminată fiind un astfel de praznic, este de fapt un mesaj extraordinar în care suntem invitați să nu uităm o clipă că Maica Domnului a jucat un rol extraordinar în istoria mântuirii neamului omenesc, dar în același timp, faptul că învățătura despre Maica Domnului a fost structurată, a fost conturată și a fost fixată încă de la 431, de la sinodul al treilea ecumenic de la Efes, asta nu înseamnă că până atunci creștinii nu au crezut în Maica Domnului, dar de atunci s-a știut foarte bine care este locul și rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii neamului omenesc și de atunci biserica o privește cu cuvenita recunoștință și admirație, dar în Săptămâna Luminată a fost rânduiala lui Dumnezeu ca din vremea împăratului Leon cel Mare, împărat bizantin între 457-474, să fie statornicit acest praznic, prin aceea că Leon cel Mare nu a făcut altceva decât pe când era încă ostaș, i s-a adresat un glas ceresc spunându-i că
va fi împărat, leul împărat, e mergi mai la adânc și caută și pentru că un orb se adresase ca să-i potolească setea și el nu avea nimic în acea pădure din partea de apusa cetății Constantinopolului și a pătruns mai adânc în pădure, a găsit acea mlaștină, i-a dat apă să bea cu ceea ce rămăsese, cam i-a spălat ochii și și-a recăpătat vederea, iar atunci când a ajuns împărat, avea să construiască biserica, biserica ce este până astăzi, biserica unde astăzi este o mănăstire și cu o curte impresionantă care a devenit necropolă patriarhală la începutul secolului 20 și toți patriarhii de Constantinopol de secolul 20 sunt înmormântați acolo, dar a fost statornicit acest praznic pentru ca să înțelegem mai bine că Mântuitorul Hristos, într-adevăr, luând firea umană din Fecioara Maria, a fost, prin firea aceasta, a reușit să vindece întreaga fire umană, dar că noi, de fapt, îi arătăm și suntem datori să-i arătăm recunoștință Maicii Domnului, fiindcă altcumva, fără ea, n-am fi putut să ne bucurăm de darul lui Dumnezeu. Aici aș face o oarecare paranteză pe care aș vrea să nu fiu nici interpretat și nici răstălmăcit, ci aș vrea să spun că prin praznicul din izvorul tămăduirii, de fapt, noi ar trebui să nu uităm o clipă că avem invitația să cinstim înaintașii și să fim recunoscători acestora, să putem să ne asumăm întotdeauna trecutul și să ne folosim de el în așa fel încât să fim veriga de legătură între trecut și viitor, să lăsăm moștenire trecutul celor care vor urma după noi. Ce ar fi fost istoria omenirii fără Maica Domnului și fără recunoștință față de Maica Domnului? Ce suntem noi fără moșii și strămoșii noștri și recunoștința acestora? Într-o lume care renunță cu foarte multă ușurință la trecut, într-o lume în care uneori este asaltată de modele noi, având sentimentul că cele care au fost sunt perimate și că trebuie aruncate la groapa de gunoi a istoriei, într-o lume care nu înțelege că timpul nu poate să fie a unuia sau a altuia, ci timpul este o permanentă invitație a fiecăruia dintre noi la asemănarea cu Dumnezeu, iar noi avem în trecut atât de multe exemple ce au spus da lui Dumnezeu și au ajuns la asemănarea cu El și ăștia sunt sfinții, iar noi, rupând viața noastră și îngropând trecutul, nu facem altceva decât să fim așa cum spunea un părinte al bisericii noastre, Dumnezeu Odinească, suntem oameni fără rădăcini în istorie și fără rădăcini în veșnicia lui Dumnezeu. Prin înaintași, noi suntem de fapt cei care întotdeauna verificăm dacă suntem sau nu pe drumul cel bun spre înveșnicirea noastră și spre îndumnezeirea noastră. Și atunci, iată, praznicul izvorului tămădui este prin excelență o astfel de invitație la recunoștință față de înaintași și ne gândim pe Maica Domnului, o cinstesc frații noștri musulmani. Pentru musulmani există un cult al Maicii Domnului, Miriam se numește în Coran și ei au locuri de cinstire a Maicii Domnului, așa cum avem de exemplu la Efes, dar nu numai. Și paradoxal, o parte dintre creștini au un dispreț total la adresa Maicii Domnului. De aici, de altfel, se și vehiculează, s-a ajuns la noi la o formă de relativizare a cultului Sfinților și cu precăderea Maicii Domnului, pentru că atunci când în istoria apusului, la 1517, s-a declanșat reforma și protestul față de Biserica Catolică, Maica Domnului era cinstită în mod deosebit și tot ceea ce aveau catolicii la loc de cinste, protestanții au aruncat la coșul de gunoi al istoriei. Așa se face că într-o Europa în care mesajul creștin nu mai era asumat ca permanentă prefacere din bun în mai bun și din sfânt în mai sfânt și întotdeauna privirea spre Dumnezeu și o prefacere, o devenire permanentă a sufletului omului după chipul lui Dumnezeu, s-a ajuns la acel doubt des, care era nimic altceva decât un proverb
sau o măsură a imperialismului latin, îți dau ca să-mi dai. Și atunci această exteriorizare a devenirii creștinismul, nemai fiind o asumare internă, o ardere profundă, o permanentă devenire într-o ființare a lui Dumnezeu, ci era ceva extern, un actus forensis, o justificare, ceva, știu eu, justițiabil. Vă dați seama, când creștinul autentic, care știa că trebuie să devină din bună mai bun, a auzit acea vorbă că dacă dă un bănuț și cade bănuțul în cutie și a făcut clink, sufletul s-a înălțat la cer, s-a liberat de toate păcatele, atunci atât de mult au fost traumatizați în conștiința lor creștinii și au spus nu se poate, asta nu e biserica adevărată, și așa s-a născut lupta între biserica apusului și ceea ce s-a născut mai apoi, protestul. Ei bine, de ce am spus lucrurile acestea? Pentru ca să înțelegem că apusul de la 1521 a avut o falie, o parte care a avut o aversiune extraordinară față de tot ceea ce ținea biserica catolică, și așa s-a născut aversiunea și față de Sfinți și față de Maica Domnului. Iar dacă ei au avut aversiune față de Maica Domnului, ulterior, Biserica Catolică, ca să întărească și mai mult prestigiul Maicii Domnului, au făcut o altă, de o greșeală, o altă greșeală, și anume au decretat acea dogmă a Imaculatei Concepții, că Maica Domnului, vezi, Doamne, s-ar fi născut fără păcatul strămoșesc, ceea ce, de fapt, atacă într-un fel sau distruge toată soteriologia, toată opera de mântuire a neamului omenesc, fiindcă dacă n-a fost născută ca oricare dintre noi, toți ceilalți oameni, și fără păcat strămoșesc, înseamnă că n-a mai fost om cu adevărat sau om de plin. Și deci Fiul lui Dumnezeu n-a luat o fire umană obișnuită, o fire autentică, și atunci n-a putut să salveze firea omenească. E bine, de aceea vedeți, pe o parte, protestanții o neagă pe Maica Domnului și au sentimentul că a fost o femeie ușoară, nu? Traducând greșit aici partenia, pururea fecioria, cu a lui Panten, că a fost femeia lui Panten, iar musulmanii o respectă. Noi, prin praznicul din vinerea săptămânii luminate, suntem invitați să nu uităm, să o respectăm pe Maica Domnului, dar în același timp să ne respectăm și să ne cinstim înaintașii. Vorbe de maniera, timpul tău a trecut, timpul lui a trecut, acum e timpul nostru, astea sunt niște formule eretice care au urmări nefaste și care, rostite de cineva, îl scot, de fapt, din ecuația existențială a lui Dumnezeu. Și atunci, iată, în acest context, prezența Mântuitorului Hristos, prezență reală după Golgota și după mormântul din Golgota, apare, de fapt, această prezență mântuitoare și să înțelegem că firea umană n-a putut să primească dintr-un început acest lucru. Ei bine, i s-a arătat Mântuitorul Hristos după înviere, tocmai Mariei Magdalena, în care scosese 7 demoni. De ce? Ca să înțelegem că Maria Magdalena, cea care fusese stăpânită de puterea Întunericului, era mai curată într-un fel și mai nevinovată decât ceilalți apostoli, și ei începuseră să se dumirească într-un fel, dar ea a fost mai curată, apoi s-a arătat femeilor minunățite, apoi Luca și Cleopa, apoi apostolilor care erau fără Toma în Ierusalim, în foișorul cinei. Astea au fost primele arătări în ziua din tâi a învierii Mântuitorului Hristos. S-a arătat Mariei Magdalena și nu i-a dat ei puterea să continue activitatea, ci doar i-a dat mesajul cel nou. Nu? Pe de o parte a fost mesajul bucuriei, pentru că asupra femeii plana de la căderea în păcat a strămoșilor noștri dușmănia și blestemul, iar odată cu învierea Mântuitorului Hristos, cuvintele n-au mai fost dușmănie, ci au fost bucurați-vă și bucură-te. Și atunci, iată, în prima zi a săptămânii, Mântuitorul Hristos se arată tocmai ca să îi întărească pe apostoli, pe ucenici, pe femeile mironosițe care l-au urmat și chiar în timpul interogatorului și până pe Golgota, să poată să le dea mulțumirea și bucuria, să le alunge întristarea și umbra care plănau asupra sufletelor lor, în așa fel încât să poată să fie martore și să se împărtășească de veste, de darul cel mare al nemuririi, al învierii și al invitației omului la viață veșnică în comune de iubire cu Dumnezeu, așa cum este, de fapt, creștinismul.
Ori în primul moment în care femeile mironosițe au primit vestea, au ajuns la mormânt, au găsit mormântul gol. Maria Magdalena a primit această bucurie să-l și vadă pe Mântuitorul Hristos, apoi Luca și Cleopa și concomitent sau imediat apostolii. Când vesteau unii altora că l-au văzut pe Hristos, de fapt nu făceau altceva decât să-și întărească convingerea că Hristos cel răstignit, îngropat, de fapt, a înviat cu adevărat. Ei bine, apostolii s-au convins. Și dacă în prima zi a învierii Toma era absent, ne putem imagina de ce a fost nevoie să se arate încă o dată apostolilor și cu Toma. Fiindcă o săptămână întreagă apostolii s-au nevoit ca să-l convingă pe Toma de realitatea învierii și arătării Mântuitorului Hristos, dar Toma, oarecum reținut, oarecum mult mai rațional, oarecum mult mai, știu eu, practic, să spun așa, el n-a vrut altceva să spună decât să îl vadă și el. Și atunci el de fiecare dată, când unul sau altul dintre apostoli încerca să îl convingă și să-i spună că eu l-am văzut cu ochii mei și l-am... Aia, el nu spunea decât același, repeta același refren. Până când nu voi pune mâna, până nu voi vedea cu ochii mei, nu voi crede. Și iată, aceasta a fost, de fapt, starea pe care au trăit-o apostolii o săptămână. Ei, după o săptămână, pe când erau din nou adunați de frica iudeilor în foișorul Cinei, deasupra mormântului David, pe muntele Sionului, erau adunați așa cum primise mandat de la Mântuitorul Hristos să frângă pâinea, era de data aceasta și Toma, și fiind și Toma prezent, Mântuitorul Hristos se arată intrând prin ușile încuiate, ca și în prima duminică de altfel, arătând că trupul de data aceasta era real, dar avea cu totul și cu totul o altă componență, consistență, că era spiritualizat, înduhovnicit, că nu mai era reținut de tridimensionalitatea în care trăim noi astăzi, ci putea să treacă prin ceea ce noi numim materie și material. Și atunci, intrând la ei, i-a binecuvântat și le-a zis aceleași cuvinte: pace vouă. Mântuitorul Hristos, deodată, mesajul schimbă după înviere, împărtășind bucuria și pacea, liniștea, armonia. Și atunci, în momentul în care a intrat, ne putem imagina că cel care a avut prima reacție, de fapt, a fost cel care a avut reține o săptămână întreagă. De aceea și Mântuitorul Hristos l-a și invitat: puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit, adu degetul tău și mâna ta și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios și credincios. Și Toma imediat a articulat acel cuvânt pe care l-a rostit: Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică, deodată, el mărturisindu-l pe Mântuitorul Hristos mai mult decât ceilalți apostoli care îl văzuseră și cu o săptămână înainte, chiar în ziua învierii, și anume mărturisindu-l nu doar învățătorul, că este învățătorul lor, ci este și Dumnezeu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Și atunci, iată, în sensul acesta, comentatorii chiar spun: buna necredință a lui Toma, fiindcă prin îndoiala lui și prin necredința lui, el a suplinit într-un fel prezența și tangibilitatea și atingerea fiecăruia dintre noi. Pe fiecare dintre noi, în îndoielile noastre, am fost cuprinși virtual în necredința lui Toma, și Toma a pus degetul și pentru mine și pentru oricine se îndoiește, în așa fel încât să putem cu toții să mărturisim că, într-adevăr, Hristos a înviat. Ăsta este, de altfel, și salutul pe care noi îl avem. Deci asta ar fi, într-un fel, nu, semnificația sărbătorii sau duminicii acesteia. Aș vrea totuși să ne oprim, să ne întoarcem o clipă asupra momentului apariției Sfintei Lumini la Ierusalim, pentru că a fost și este o, cum să vă spun eu, este o problemă într-un fel, și aș vrea să o lămurim încă o dată, deși sunt convins că cei care ne urmăresc n-au nelămuriri. Nu, dar să o fixăm încă o dată. Eu, ceea ce spuneam dumneavoastră de Toma, Așa. într-adevăr, dar putem să spunem că a avut și curaj să pună întrebare. Eu am convingerea că și din ceilalți sfinți apostoli, nu toți când au văzut au zis, da, dar nu au avut curaj să întrebe. El a fost, a cercetat cu curaj. A zis, eu vreau să văd până la urmă, da?
Poate că eu nu cred că toți au avut acesta, deci când l-au trecut prin ușile încuiate, când au văzut, a zis pace vouă, da, poate că l-au recunoscut pe Mântuitorul, dar poate n-au avut curajul ca să spună tu ești sau nu ești. Mi-aruncați o minge, știți, și vreau să nu cumva să o scap. Dar vedeți, în Toma și în îndoiala lui Toma, de fapt stă fiecare nelămurirea noastră și noi când punem o întrebare superiorului sau altuia, nu trebuie să simtă lezat. Dacă întrebarea noastră este neîndemânatică sau dacă pare oarecum, pare a fi încuietoare, știu eu, pentru mintea umană s-ar putea să fie încuietoare o întrebare, dar pentru mintea noastră care pune întrebări, nu e o dorință de a încuia pe cineva, ci din punct de a se dumiri, de a se lămuri. Și când, vedeți, aici creștinismul este teribil lucrul acesta să înțelege. Creștinismul este o invitație permanentă la un dialog de iubire. Și când cineva nu e capabil să intre în acest dialog de iubire, noi care suntem creștini, avem obligația să căutăm modalități de a-l aduce în comunia de iubire. Nici de cum nu avem dreptul să-l repudiem sau să-l învinuim sau să-i aplicăm etichete. Gândiți-vă dumneavoastră, eu am această convingere și conștiință că nu s-ar cunoaștere, că nu s-ar fi născut în veci musulman pe pământul acesta dacă ar fi fost creștinism autentic. Dacă la 630, când Mahomed a dorit să reformeze religia strămoșilor lui, care era nimic altceva decât religia lui Avraam, pentru că în momentul în care s-au despărțit cei doi frați, Isaac și Ismail, când s-au despărțit Ismail și cu fratele lui Isaac, n-au făcut altceva decât unul a primit și a rămas cu ceea ce a primit și urmașii lui au păstrat și a fost religia lui Avraam, că sunt aleși de Dumnezeu ca prin urmașii lor să nască un răscumpărător, iar ăsta Ismail, iar Isaac a primit după aceea câteva precizări. Se va naște din Iuda, că va fi un profet, că va fi să ne vaște dintr-o fecioară, adică a primit Moise, ce a primit Moise, a primit profeții și pe aia s-a născut Mântuitorul Hristos. Când urmașii lui Ismail au vrut să reformeze și să ei să updateze, să spunem așa, să folosim cuvinte de astea obișnuite astăzi, să-și aducă la zi și ei credința lor, văzându-i pe evrei și văzându-i pe creștini, când s-a orientat și i-a privit pe creștini să vadă ce le lipsește și când a văzut, și-au însușit ceva din creștinism. De aceea, în Coran, sunt foarte multe lucruri despre Hristos, nu? Sunt lucruri care despre Moise. Ei și-au însușit și de la evrei și de la creștini. Dar când a văzut comportamentul și evreilor și creștinilor, a spus, nu, de aici să putem lua ceva, dar din comportamentul ăsta, nu cu Dumnezeu. Și atunci, vedeți, noi i-am smintit pe arabi și în loc să devină creștini sau să devină mozaici, că oricum erau altceva, au devenit altceva. Au devenit nimic altceva decât o a treia religie revelată, fiindcă face trimitere la același. Nu ei sunt, noi trebuie să ne asumăm vinovăția. Dar noi în loc să ne asumăm vinovăția, ei vinovățim pe ei. Noi în loc să ne asumăm vinovăția nașterii protestanților, noi dăm vina pe protestanți. Ei săracii, Luther a vrut să se întoarcă la obârșie, la începuturi, numai că n-a avut, a îngăduit Dumnezeu într-un fel să se umilească și mai mult și să smerească și mai mult biserica oficială. Pentru asta înseamnă gestul pe care l-a făcut Luther. S-a smerit, a smerit pe papă încât a dat lumii întregi dovadă că un papă care se credea că este stăpân al lumii nu a fost capabil să stăpânească un supus al lui, un subaltern al lui. Iar Luther a vrut să se întoarcă într-adevăr la începuturi, numai că în loc să se întoarcă la începuturi, el nu s-a întors la începuturile creștinismului ca stare, ca mod de viață, ca răspuns la invitația de iubire, ci s-a întors la un creștinism consacrat sau evidențiat în niște scrieri, care scrieri au fost îngăduite de Dumnezeu ca să poată să-l ajute pe om mai mult să înțeleagă și să dobândească starea de comunie și de iubire cu Dumnezeu. Scrierile, dacă nu te ajută să fii mai bun, Scriptura, citind Scriptura, dacă nu ești mai bun,
Dar are Dumnezeu nevoie de cuvintele care le citești tu din Scriptură. Nu, Dumnezeu ne-a îngăduit ca să scrie omul despre Hristos, nu ca să n-a ști Dumnezeu cine e Hristos, nu că n-a ști, nu, ci ca să putem, aducându-ne aminte de Hristos și de faptele lui minunat și de viața lui, să putem mai mult să simțim, să trăim și să conștientizăm că în afara comunii de iubire cu El nu există veșnicie. Ori noi, în momentul în care, în loc să citim Scriptura, ca să reînnoim, să reînnodăm, să sfințim permanent firea noastră și să ne, trăim permanent în comunie de iubire cu Dumnezeu, printr-o comunie de iubire cu semenii noștri, noi începem să ne trufim și începem să justificăm comportamentul nostru autoritar uneori față de ceilalți prin cuvintele Scripturii. Păi nu, cuvintele Scripturii nu mă îndreptățesc să-i spun altuia că e pe calea greșită. Da, să fac în așa fel încât să-l ajut ca să înțeleagă că dacă ai citit și tu te așezi în afara mesajului acestea, vezi că nu simpla repetare, cunoaștere, deținerea a cuvintelor și împerecherea lor este mântuitoare. Ci mântuitoare este cunoașterea acestora toate care să-ți ajute să poți să simți, să trăiești iubirea jertfită a lui Dumnezeu în istorie care e Hristos. Dacă nu, citind Scriptura și știind-o pe de rost, nu ești capabil să fii asemeni lui Hristos, stăpânit doar de bunătate și să ierți pe toți și să iubești pe toți, dar să faci în așa fel încât tu să fii model pentru ei, înseamnă că n-ai înțeles nimic din Scriptură. Și atunci, vedeți, în sensul acesta, noi trebuie să conștientizăm că atunci când Toma a pus întrebarea și s-a îndoit, nu, a dat și această, a deschis și această portiță. Nu? Omul, iată, are uneori aceste trăiri, și are aceste ieșiri, dar ieșirile lui nu trebuie să le iei să-l decapitezi, că toată lumea trebuie să gândească la fel ca mine. Da, eu de ce m-am pus această problemă cu curajul? Că dacă ar fi să luăm așa, el nu a avut un semn întrebării din partea Mântuitorului înainte, niciodată. Nu avem prezentat în Sfânta Scriptură așa ceva. Dacă ar fi ceva, știm că doi ucenici au căzut din treapta apostoliei. Da? Doi au căzut. Da. Iuda, care s-a spânzurat și Petru care s-a lepădat. S-a lepădat și dar a scăpat plânsul. Nu, dar unul a căzut în deznădejde și s-a spânzurat, celălaltul și-a dat seama, a plâns cu amar, a ieșit afară, a plâns cu amar și apoi s-a întors la Dumnezeu. Și acest lucru îl vedem după înviere, când Mântuitorul îi spune femeie, duce și anunțați ucenicii și pe Petru. Da, și faptul că repune. Așa că dacă era să fie Toma acel necredincios sau ăsta, putea spune, de ce se spune și lui Toma. Dar, vedeți, eu am gândit că pe lângă toate, că toți avem această îndoială, Și, vedeți, ceea ce spunea, să ne ducem să cunoaștem cu bună credință, să-L descoperim pe Dumnezeu, să citim Sfânta Scriptură, să ne ducem să-L descoperim, dar cu bună credință. Eu spun și din ce am învățat așa în toți anii ăștia, ortodoxia este frumoasă și este bine așezată. Este bine așezată și Sfinții Părinți au așezat-o bine și părinții bisericii pe urmă și teologii noștri de-a lungul timpului. Dacă am smintit pe alții, am dezmintit datorită orgoliilor noastre. Orgoliilor. Mă uitam chiar în timpul ăsta, așa fiind și puțină vacanță, și mă uitam sminteala care s-a produs în biserica noastră ortodoxă română, de oamenii care nu au înțeles acel sinod din Creta și cât s-au rupt și cât și în ce fel cataloghează, și m-am întâlnit cu un astfel de om. Uitați, ce a făcut acolo? Gata, ne-am unit cu și am zis, măi, oameni buni, de unde știți că s-a modificat? Că au semnat nu știu ce acte. Oameni buni, eu atâta spun. De atunci, de când a fost sinodul de în Creta, din momentul ăla, s-a slujit în biserica noastră ortodoxă un catolic cu un ortodox? Nu. Deci tot preotul ortodox a rămas? Da. Din momentul ăla ați auzit că noi pomenim vreun papă sau pe cineva și... Nu. Ați auzit că noi ne împărtășim cu... Ați văzut că noi ne împărtășim cu azimă de atunci și...
nu, dar astea sunt și o să apar. Și... Vedeți, tot niște orgoli. Orgolii și ignoranță, și, ignoranță și neștiință și vin toate celelalte. De asta eu spun că și da, ceea ce spunea și de lumina de la Ierusalim. Da? Nimeni nu poate înțelege rugăciunea patriarhului din momentul respectiv, când primește lumina. Și să mergem și să vedeți când nu vrem să aflăm cu bună credință, facem tot felul de ipoteze, că nu știu cum s-au aprins, nu știu cum s-a făcut. Este minunat acest eveniment. Este minunat și eu personal. Nu știu dacă aș putea să le explic cum nu pot să explic nici momentul învierii. Da? Da. Vis-a-vis de lumină, trebuie să facem precizarea că pentru prima dată este menționată în cartea Egeriei, o pelerină din secolul al IV-lea, de la Roma, care a venit în Țara Sfântă și care ne lasă această mărturie că în sâmbăta dinaintea învierii Mântuitorului Hristos, la mormânt se aprindea lumina și se împărțea în toată Țara Sfântă. Deci, iată, noi avem mărturie din secolul al IV-lea. Nu vă dați seama, dacă noi din secolul IV este consemnat acest adevăr, apoi avem de-a lungul istoriei, avem consemnate momente când lumina n-a venit. Nu a venit în duminica în care au fost împedicați creștinii să pătrundă în mormânt și să facă slujba, dar a venit în duminica următoare când au făcut ei slujba. Apoi n-a venit în mormântul Mântuitorului Hristos, fiindcă nu i-a lăsat turcii să intre pe creștini, dar a venit în curte, în curtea din fața Bisericii Sfântului Mormânt și s-a aprins un stâlp de marmură, care e mărturie până astăzi, de așa manieră. Nu, și tot așa. Iar ceea ce este important pentru noi este faptul că noi n-am știut până târziu în istorie de acest adevăr. Și asta nu înseamnă că creștinismul a fost la fel de autentic și la fel de viguros, fără să avem acest... El este pentru noi, este o mângâiere. Nu este și o certitudine. Dar dacă să spun prin absurd că nu s-ar aprinde lumina, nu e o problemă. Nu asta este credința noastră în Sfânta Lumină. Exact. Ci credința noastră este în moartea și învierea Mântuitorului Hristos ca temei al morții și învierii noastre spre veșnicie și în modelul pe care Dumnezeu ne l-a descoperit prin Mântuitorul Hristos și invitația pe care ne-a făcut-o, că dacă noi suntem capabili să luăm toată răutatea lumii asupra noastră și mizeria asupra noastră și să nu aruncăm niciodată cu mizerie în nimeni, înseamnă că suntem asemenea lui Hristos și chiar de vom muri, vom fi vii. Asta e creștinismul în ultimă instanță, nu? Și atunci, dacă noi nu înțelegem că asta e esența creștinismului, atunci ce să... Vedeți, asta înseamnă să fim capabili să discernem între fond și formă. Pentru că dacă noi, în fond, păstrăm această distinție între esența, invitație la îndumnezeirea firii noastre, invitație la trăirea în bunătate și în iubire, invitație la trăire în smerenie, la trăire în iubire și în iertare, nu, și în slujire, pentru că Mântuitorul Hristos a iertat pe răstignitori, El a spălat picioarele apostolilor și noi suntem datori cu atât mai mult să-i slujim pe ceilalți. Și asta e creștinismul, lupta de a sluji, invitație, și este răspunsul pe care îl dăm. Atunci, toată această trăire și asumare a mesajului, a invitației pe care ne-o face Dumnezeu, poate să înflorească în forme diferite. Și ăsta e cultul divin. Noi nu suntem cei care, vedeți, deși nouă ni se pune această etichetă că suntem ritualiști și formaliști, nu, esența noastră răsare, adică așa cum sămânța așezată în sub brazdă, răsărind, ea poate să ia prindă un contur sau altul, se poate naște un copac, o plantă sau mai știu eu ce. La noi, din esența, din acea sămânță în care suntem conștienți că dacă vom trăi asemenea lui Hristos și ne vom lupta să iubim pe toți oamenii, să iertăm pe toți oamenii, să fim totdeauna oameni care să-i acordăm lui Dumnezeu întreaga cinstire, nu nouă, nu oprim cinstirea lui Dumnezeu, noi că noi suntem niște frunze pe luciul mării și mai departe, ci cinstirea lui Dumnezeu chiar de a-mi face noi orice am face în lumea aceasta, atunci este cu neputință ca această esență să nu se manifeste în fel și chip. Și ca să-i spune lui Dumnezeu lucrul acesta,
De exemplu, nu, prinde forma această trăire a noastră într-o metanie, metanie. Faci, batem o metanie sau ne închinăm cu semnul Sfintei Cruci sau aprindem o lumânare sau ne ducem la biserică. Sau... Dar astea sunt prelungiri și cum să ne sunt deja ieșiri în afară a esenței noastre. Și când eu n-am esența și fac doar un gest fără de acoperire în trăirea și în profunzimea sufletului meu, atunci sunt formalist. Nu? Iar ritualul este nimic altceva. Ne putem imagina ce nevoie are Dumnezeu de cântările pe care le cântăm noi pe glasul 1, 2, 3, 8, când Dumnezeu, de fapt, este cel care grăiește negrăit. Nu, el grăiește fără cuvinte. Nu, el, gândiți, i-a insuflat pe proroci direct, l-a luat pe Moise și i-a arătat slava Dumnezeirii și că el este creatorul și Moise când a văzut minunăția, Dumnezeu nu i-a spus nimic. Nu, abia pe munte i-a spus, mă, scrie pe table de lege ca să poți să-ți rămână mărturie și pentru urmașii tăi cine sunt eu și ce sunteți voi. Și atunci, nu, dacă noi nu avem această claritate a cine e Dumnezeu, cine sunt eu și cum putem noi să-i răspundem lui Dumnezeu, atunci nu știm ce înseamnă nici forma cu tare, nici ritualul cu tare. Noi, ritualul în sine și forma în sine nu mântuie. Ritualul trebuie să fie izvorât din conștiința și din esența credinței noastre, ca și orice altă formă. Și atunci, în sensul acesta, noi trebuie să conștientizăm lumina care se aprinde la mormântul Mântuitorului Hristos este o formă în ultima instanță. Este, exact. Este, nu, asta este esența trăirii noastre. Dar în același timp, e ceva care ne luminează și ne duminește, fiindcă noi, prin faptul că se aprinde Sfânta Lumină de atâta timp, nu? Noi suntem din ce în ce mai convinși că menirea noastră este să fim făclii aprinse de bunătate, de iubire în lumea aceasta. Că suntem convinși că Dumnezeu este lumină și că noi trebuie să mergem spre lumină. Dacă ar fi să traducem în limba română, să deslușim cuvântul lumină din limba greacă, este fos. Nu, fos, fotos în limba greacă înseamnă lumină. Ori sofos înseamnă noi suntem chema să mergem spre lumină și asta înseamnă sofia, înțelepciune, să poți permanent să te îndrepți spre lumină. Nu? Înțelepciunea nu înseamnă că ești tu mare și tare, că ești cel mai frumos, cel mai deștept, ci este acest răspuns pe care îl dai lui Dumnezeu că ești fascinat de El care este lumină a lumii și că vrei și tu să te luminezi ca la rândul să poți să luminezi pe cei din jurul tău. Ori atâta vreme cât noi nu avem această conștiință, normal că noi rezimăm totul în lumină și o să facem emisiuni după emisiuni și spune gata, biserica s-a terminat, că nu s-a aprins lumină. Cum a spus acel, nu știu care, că a dat un mărturie, un, nu știu ce, un armean sau nu știu care, că a fost el acolo și a văzut că nu se aprinde lumina, că patriarhul, ca să vedeți ce înseamnă impostura, în primul rând, întâi de toate, pentru că nu, patriarhul este controlat, mormântul este sigilat de seara, totul este căutat acolo, e sigilat mormântul, se deschide și intră patriarhul singur și intră doar cu stiharul, pe mormânt este așezată vată, nu sunt acele făclii care sunt luate de patriarh, ele se aprind și dacă s-ar aprinde doar acolo, în mormântul Mântuitorului Hristos, atunci poate el ar fi avut dreptate. Dar faptul că în același timp, când se aprinde lumina, se coboară lumina pe mormânt și făcliile pe care le ține patriarhul se aprind unele dintre candele care sunt destul, e greu de spus câte candele sunt în Biserica Sfântului Mormânt. Nu peste tot sunt candele, dar că sunt credincioși care sunt cu mănunchi de 33 de lumânări, li se aprind unora lumânările. Și faptul că 5 minute după vine lumina, 5 minute ții făclia, ții lumânarea sub barbă și nu ți arde barba, pui mâna pe lumina aceea, flacăra aceea și nu te frige, nu, e o dovadă că nu e o lumină și nu e o flacără care să facă cenușă. Nu, este flacăra despre care se vorbește în Sfânta Scriptură și este flacăra sarafică, focul sarafic, care purifică și care sfințește. Nu e focul din vatră care lasă cenușă și trebuie să duci cenușa afară. Dimpotrivă, este cel care arde păcatul, arde neghina din sufletul tău, te luminează și în același timp te deschide spre lumina cea veșnică a lui Hristos. Ori dacă noi n-avem această conștiință și această credință vis
vis-a-vis de ceea ce înseamnă Sfânta Lumină și avem sentimentul că ăsta e esența noastră, că dacă nu vine lumina sau dacă, știu eu, nu, gândiți-vă în secolul al IV-lea, de unde să ai laser, să dai cu laser ca să aprinzi, când spun ăștia, acum că ies cineva fixat, nu știu cum, și trimite o undă de laser și să aprinde lumina pe mormânt. Băi, dar în secolul IV tot laser erau. Cine era? Vedeți ce înseamnă omul, neputând să accepte taina, pentru că asta e credința în ultimul instant, asta e creștinismul. Nu, dacă tu o să-l vrei pe Dumnezeu în palma ta, ăla nu-i Dumnezeu, ăla e un măr pe care, sau ceva care ții tu în palma ta. Cum tu nu ești capabil să înțelegi că un ochelar pe care îl ții în buzunar, dacă tu vrei să, tu poți să-l ții în mână, cum ar vrea ochelarul să te ține pe tine în mână, în palma lui? Nu, este același lucru. Tu, o picătură, negi existența oceanului, fiindcă nu ești capabil să ții tu oceanul în picătură. Nu? Dacă ori ești conștient care e raportarea ta vis-a-vis de Dumnezeu, ori dacă nu, atunci nu e o problemă. Atât îți merge mintea, Dumnezeu cu siguranță va lucra și cu tine, dar deocamdată n-ai avut destulă deschidere ca să poți să înțelegi ceva din Dumnezeu. Când o să înțelegi ceva din Dumnezeu, atunci nu o să-ți mai pui întrebări ce făcea Dumnezeu înainte de a face lumea, să-L văd eu pe Dumnezeu ca să cred în El, dă-mi-L mie pe palmă. Păi, când îl cer pe Dumnezeu pe palmă, înseamnă că tu nu crezi în Dumnezeu. Dacă tu îl vrei pe Dumnezeu pe palmă, ăla nu-i Dumnezeu, ăla este un obiect al tău. Tu ești obiectul creației lui Dumnezeu și obiectul niciodată nu poate să înghită sau să țină subiectul. Nu? Cei vechi aveau și ei conștiința aceasta și a fost dictumul acela finitum non capax infinitum. Mărginitul nu poate niciodată să țină în palmă nemărginitul. Ori Dumnezeu e nemărginitul. Cum vrei tu finitul și mărginitul să-l ții pe Dumnezeu în palmă ca să vezi, să crezi în El? Dacă tu nu crezi în Dumnezeu prin faptul că vezi minunăția lumii acestea și armonia ei, care are legi peste legi și noi am descoperit o parte dintre ele. Pe măsură ce trece timpul, mai descoperim și altă parte, și altă parte, și altceva. Vă dați seama, astăzi să vină după atâta vreme și atâta dezvoltare a științei, să vină să descopere în corpul uman ceva, o glandă care declanșează cancerul, spre exemplu. Da. Nu? Și câte nu vor mai fi? Dacă cine ne va urmări acum, când spuneți dumneavoastră, uitați-vă, până că sunt unii care spun, Doamne, dacă iese, vine Dumnezeu acum, eu cred, dacă așa, și o să zică, stai puțin, așa a fost și Toma. Nu, e diferit. E diferit ceea ce s-a întâmplat atunci. E diferit ceea ce s-a întâmplat atunci. Deci Toma nu spunea că nu crede în Dumnezeu, că nu are credință, dar era atât de tulbure timpul, erau atât de prigoniți, erau atât impactul de speriați, era atât de mare, de impactul da. Era atât de mare încât a avut și acest curaj să spună, Doamne, până nu pun degetul în semnul cuilor, până nu pun mâna în coasa asta, că el nu ne mai spune Scriptura că atunci a zis Mântuitorul, adu. Nu spune dacă el s-a dus și a pus mâna în coastă, nu spune. Da? El imediat a căzut în genunchi și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci eu, atâta i-a trebuit, numai să-l vadă. Erau atât de speriați când voiau această mărturie. Da, este sărbătorile de Paște, cred că pentru toată lumea sunt cele mai frumoase. Cele mai frumoase datorită acestei lumini, datorită mesajului pe care îl transmite Mântuitorul după înviere, bucurați-vă, pace vouă, deci iată, sunt niște trăiri deosebite a unui om atunci când este bucuros, atunci când este în pace și învierea lui Hristos nu poate să fie decât bucurie, și pace. Nu are cum să... Mântuitorul nu a provocat nici la război, nu a provocat nici la răzmeriță, decât numai la mesajul a fost bucurați-vă și a fost pacea. Este deosebit. Mai ales în aceste zile nu poți să fii încrâncenat, nu poți să fii supărat, nu poți să fii tulburat. Este un timp deosebit, unde nemaipomenit pentru sufletul omului și m-am bucurat că în aceste zile
În noaptea de Paște, foarte mulți au venit la înviere. Unii au venit cu multă încredere și cu multă dăruire după ce au ținut post, după ce au mers la rugăciuni, la slujbe. Unii au venit că așa trebuiau să vină, unii au venit din curiozitate, unii că au fost constrânși de părinți, dar cu toate acestea este o bucurie că au fost în număr mare și încă o dată spun că lumea aceasta și țara noastră încă nu este pierdută dacă la înviere încă mai vin atâția oameni. Eu aș încheia în termeni mai, cum spun eu, mai oarecum, mai, știu eu, nu atât de sumbră, dar nici, adică m-aș bucura dacă învierea n-ar fi privită și praznicul învierii n-ar fi privit ca un obicei, ca o sărbătoare, ca un festin, ci ar fi asumat și am înțelege că, de fapt, învierea, atâta vreme cât nu preface din bun în mai bun sufletul fiecărui dintre noi, rămâne o sărbătoare păgână. Noi, dacă vrem într-adevăr să trăim autentic învierea, e grozav să poți să te bucuri și de cozonac și de ou roșu, de miel și de nu știu ce și de caș, de mai știu eu ce, dar ar fi grozav dacă noi am devenit din ce în ce mai buni, dacă am devenit din ce în ce mai umani, dacă am devenit din ce în ce mai autentici, pentru că, vedeți, noi suntem într-un fel sub această povară. Cât de mare a fost impactul asupra lui Toma. Dar asta vă puteți imagina ce înseamnă astăzi asupra unuia care ar citi, spre exemplu, dovezi de dincolo de mormânt a doctorului Eben Alexander, care ar citi inteligența materiei și dovezile lui celor 6 volume a lui Constantin Dulcan. Ce ar însemna acelui care ar citi viață după viață sau viață după moarte a lui Moody și așa mai departe, care ar citi, de exemplu, 20 de științe ale secolului 20, în care se vorbește despre viață, despre lumi paralele și așa mai departe, despre lumea de aici, lumea de dincolo. Vă dați seama ce ar însemna dacă noi întotdeauna ceea ce avem ca informație primită de la moș strămoș pe cale orală, întotdeauna am reușit să o susținem cu ceea ce, de fapt, vine știința să-și ne spune. Pentru că știința autentică, mai devreme sau mai târziu, începe să bată la porțile dumnezeirii și să ne umilească pe noi cei care am primit descoperirea lui Dumnezeu, cei care suntem invitați să-L trăim dumnezeiește și nu o facem și vine știința și ne spune, băi, rămâneți în urmă, ia vedeți ce faceți ca să puteți să vă apropiați mai mult de Dumnezeu. De aceea e grozav, e adevărat că e frumos și e bine pentru toată lumea, dar ar fi și mai bine dacă noi am conștientizat că învierea nu e doar la Paști, învierea e în fiecare duminică. Că învierea e în fiecare zi. Și dacă noi am reușit să facem din fiecare zi încă și încă o sărbătoare a sufletului și să oferim celorlalți o bucurie, ar fi grozav. De aceea și cântările care le auzim în această perioadă sunt extraordinare. Ce poate fi mai minunat decât ziua învierii? Să iertăm toate pentru înviere, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, nu? Și să ne îmbrățișăm unii pe alții, nu? Vă dați seama, să poți să-i spui celui care te urăște, iartă-mă poate din cauza mea că m-am purtat prostește, că n-am fost capabil să am lumină în sufletul meu și că n-am fost capabil să te convin că n-am avut nicio dorință de a face un rău, ci a fost nepriceperea și neputința mea. Astea te-au făcut să te depărtezi de mine și să nu uiți că te depărtezi de Dumnezeu, depărtându-te de oricine și atunci să-i spui iartă-mă și să poți într-adevăr să-i spui pentru înviere să ne îmbrățișăm unii pe alții. Nu pot decât să vă mulțumesc, Părinte Director, să vă doresc o seară plăcută și o săptămână binecuvântată. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Nu pricep curat.